Ce calități trebuie să aibă un om obișnuit ca să devină europarlamentar? Ce calități? Da. Domnul Cătălin. Acum suntem în direct pe Facebook, deci... O să-ți răspund, îmi cer scuze, dar îți răspund așa, corect, nu cum ți-aș fi răspuns dacă ar fi fost o discuție mai puțin publică. În primul rând, un europarlamentar este o persoană politic, e un om politic, e o persoană implicată în activități politice. Ca să ajungi europarlamentar, trebuie să fii votat pe o listă a unui partid. Sigur, poți și independent, legea îți permite. Au fost puține cazuri, dar cei care au ajuns n-au fost nici independenți, nici în afara politicii, au fost susținuți tot politic, în fine. Deci trebuie să fii votat. Sunt liste naționale, fiecare partid își depune lista și în funcție de câte voturi ia fiecare partid, îi trimite pe primii de pe listă, în ordinea... Dar ca să fii un politic, trebuie să intri într-un partid. Să ajungi pe lista respectivă, trebuie să urci ierarhic în partidul respectiv suficient de mult încât să îți obții locul pe lista respectivă. Fiecare partid are propriile criterii. Și pe astea le-am putea discuta și dezvolta, dar nu acum și nu în contextul ăsta. Și te votează în structurile de partid, ești pe listă, partidul câștigă alegerile, te duci în Parlament și reprezinți România în familia politică din care face parte partidul respectiv. Eu sunt, de exemplu, la Partidul Social Democrat, care este membru al familiei socialiștilor europeni. Alții sunt la Partidul Național Liberal, sunt în familia popularilor europeni. Alții sunt familia liberalilor europeni și tot așa. Deci, te duci în familia ta politică, dar reprezinți țara. Eu, de exemplu, pot să votez în Parlament împotriva grupului politic dacă interesul național îmi zice să votez altfel. Și nu dau socoteală nimănui din grupul politic de ce am votat altfel. Dar nimeni... trebuie să stabilim interesul național, ce spuneați la început, să avem o strategie. Discutam așa, la modul ideal. Deci, fără să fii un politic, fără să urci politic în ierarhia internă a partidului, astfel încât să-ți obții în intern locul pe listă, nu văd șanse foarte mari. Adică un om normal, nu că politicienii n-ar fi oameni normali, iarăși, nu dezvoltăm, dar un om normal trebuie să intre într-un partid politic, să parcurgă etapele respective pe criteriile interne ale partidului și să își obțină locul acolo. Altfel, nu văd cum. Sunt foarte multe alte posturi în instituțiile europene care nu depind de factorul politic. Poți să dai acel concurs, EPSO, cred că se cheamă. Nu e ușor de luat concursul respectiv, dar l-au luat mulți, adică nici imposibil de luat. Și intri pe ești pus pe o listă de așteptare și când se eliberează un loc în instituțiile europene care este alocat României, de pe lista respectivă intră pe postul respectiv. E o carieră frumoasă și în instituțiile europene, și cu provocări și cu recompense. Eu știu mulți care lucrează în instituțiile europene și sunt foarte mulțumiți. Ca europarlamentar ai mandatul și s-ar putea să nu mai ai. Ai cei 5 ani și după aia nu știi. Poți mai ai unul, poți să nu mai ai, poți... Se întâmplă multe în 5 ani de zile din punct de vedere politic. Acolo, în schimb, ai o carieră pe termen lung, nu te stresează nimeni, trebuie doar să-ți faci treaba, ține doar de tine și de cât de competent ești și de cât de mult muncești să urci. E mult mai stabil din punctul ăsta de vedere. Dar ce e mai foarte important într-o carieră de europarlamentar? Să fii un foarte bun negociator, să fii o personalitate foarte puternică, să vii cu un mesaj puternic? Credul sau convingător? Credul, dacă ești... Nu, nu te ajută. Credibil, în schimb, poate, dar eu cred că un europarlamentar este o persoană a negocierilor, care caută compromisul în favoarea țării pe care o reprezintă. E o permanentă discuție în Parlamentul European pe
amendamente, pe rapoarte, pe... trebuie permanent să stai să negociezi, să creezi alianțe cu ceilalți colegi din diferite comisii. Eu cred că e foarte important să fie un foarte bun cunoscător al realităților din propria țară, al realităților la nivel european, să înțeleagă interesul celorlalți, astfel încât să poată să obțină maxim pentru țara pe care o reprezintă. Cam asta trebuie să facă un europarlamentar, dar să fii deschis dialogului, în principiu, să nu te ridici de la masa negocierilor. Asta cu să se impună, cred că e valabil ca personalitate publică în momentul în care este ales. Probabil că ajungi mai ușor pe o listă de europarlamentar dacă aduci plus de imagine listei sau dacă obține partidul mai multe voturi cu tine acolo. Dar asta ține tot de activitatea ta politică până atunci. Mulțumesc, Cătălin Ivan. Andra Dobre... Vreau să-i încurajez și să le spun că ei pot participa încă de pe acum la tot ce înseamnă discuție sau să vină în contact cu decidenții politici. Sigur că eu tot la Erasmus Plus mă întorc. Este vorba de o acțiune care poartă denumirea de dialog structurat. Activitatea cheie 3, dacă e să fim birocratici, să folosim jargonul Comisiei Europene. Ce face această acțiune de dialog structurat? Permite tinerilor să fie la aceeași masă cu decidenții politici, să facă lobby, să fie implicați activ în ceea ce înseamnă participarea la viața comunității, să știe cum se întâmplă lucrurile, de ce se întâmplă lucrurile, să vină și să tragă politicianul de mână, uite, poate că ar trebui să facem așa, sau să vină cu propuneri, adică să fie activ, în mod activ, implicați acolo. Sigur, sigur că da. Deci e iarăși un loc unde voi puteți să beneficiați, să învățați o groază de lucruri și de asemenea să vă faceți vocea auzită. Adică niciodată să nu credeți trebuie să stau cu minte în banca mea. Nu stați cu minți în băncile doar la liceu stați cu minți. La liceu stați cu minți în banca voastră, dar când vine vorba de participare, de ce se întâmplă, de legi, trebuie să fiți prezenți, trebuie să vă informați și trebuie să cereți socoteală atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui. Și pentru că vorbeam de implicare, te rog o întrebare. Microfonul. De ce ați vrut să deveniți europarlamentar? De ce? N-am ținut neapărat. Eu am terminat relații economice internaționale și îmi doream o carieră în extern, pe economie, mă vedeam într-o multinațională. Dar am ajuns să fac și politică, în fine, pentru că am fost implicat și în organizații studențești, am fost lider al studenților de la Iași, de la Universitatea de Economie, am fost în Senatul Universității și m-a luat valul așa cu partea asta de reprezentare sindicalistă, să lupt pentru drepturile studenților și m-am trezit și în politică, în PSD, pentru că m-am considerat tot timpul ca fiind unul de stânga și pentru că era și o provocare. Toată lumea spunea, nu te duce în PSD, că ăia de la PSD nu iubesc tinerii. Asta era în 2004. S-a mai schimbat de atunci, s-a mai nuanțat puțin, dar nu foarte mult. Și am intrat în partidul pe care l-am considerat ca doctrină, că mi se potrivește mai mult, dar aveam această pregătire de extern, de... Și când s-a oferit ocazia de a ajunge să fac politică în plan extern, pe economie, sigur că n-am zis nu. La momentul respectiv nu se știa foarte clar nici în partid ce înseamnă să fie europarlamentar. Nu se prea îngrămădea nimeni, că era departe, trebuia să pleci, să te întorci. Acum se bate multă lume să ajungă europarlamentar, pentru că au înțeles că poți să faci și de acolo foarte multe lucruri și nu pierzi nici din vizibilitate, nici din activitatea politică dacă te implici. Dar la momentul respectiv se făcuse un concurs național la tineret, eram încă la tineret atunci, și din fiecare județ a venit câte un tânăr și și-a prezentat proiectul politic, l-a susținut într-o limbă străină, engleză, franceză, fiecare cum se descurca. S-a făcut o selecție, am câștigat acel concurs, era cu toate televiziunile.
Dar Mircea Joană, președinte atunci, a hotărât că, de fapt, cel care se retrăsese era câștigător. Din 6 câți ajunsesem în finală, 5 a mers până la capăt, eu am fost declarat câștigător, dar al 6-lea care se retrăsese a fost rugat de președintele partidului să accepte să meargă în Parlamentul European și evident că a acceptat. Dar erau alte vremuri atunci, iarăși, s-au mai nuanțat, dar nu foarte mult. Și apoi, asta era în 2007. În 2009, în schimb, am avut locul, nici nu mai știu, pe listă. Dar am intrat din partea Iașului și din partea Tineretului pe lista de pe loc eligibil, am intrat în Parlamentul European. În 2014 deja eram șeful delegației PSD din Parlamentul European, la momentul respectiv și purtător de cuvânt, și atunci a fost, mă impusesem cumva la nivel național, deci locul pe listă mi-a fost mai ușor să-l obțin în 2014 decât în 2009. Dar asta era pregătirea mea pe extern, pe relații internaționale, pe... Și sigur, ca tânăr accepți multe ca să înveți, ca să te dezvolți. N-a fost idealul meu în viață, dar recunosc că fiind acolo am învățat extrem de multe. Un mandat în Parlamentul European face cât 3 facultăți, ca intensitate, ca volum de muncă și ca tot ce trebuie să știi, să te adaptezi, să cunoști, să citești și așa mai departe.